Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne la prima ediție din anul 2013, iată-ne pregătiți să pornim din nou la drum. Dar înainte de a privi înspre viitor, o să privim retrospectiv înspre ceea ce a însemnat anul 2012. În ediția de astăzi a întâlnirii noastre veți revedea câțiva dintre fermierii nou intrați în ceea ce înseamnă marea familie satul Hunedoran. Figuri noi, oameni noi și gândiri noi, pentru că veți vedea, avem o bucățică de perle, de înțelepciune țărănească, sătească, așa cum noi românii obișnuim să facem. Și am strâns așa pe parcursul anului câte ceva din ceea ce ne-au spus cei cu care am stat de vorbă. O ediție liniștită, o ediție care ne dă speranța, privind la ceea ce a fost, că viitorul va suna bine. Nu fac reclamă acum la nimeni, pur și simplu ne dorim ca anul 2013 să ne aducă tuturor, în primul rând, prosperitate și sănătate, că e mai bună decât toate. Vizionare plăcută! Materialul pe care îl începem acum, dragi prieteni, pornește de la, hai să spunem, o întâmplare. Dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu, nu vă oblig. Ne-am oprit efectiv la o cafea, la o pensiune în Cristur. Trebuia să ne întâlnim cu cineva și am surprins, aproape nevrând, o discuție între soții Moga, care vorbeau că trebuie să dea mâncare la purceluși, că mai au câte ceva care trebuie hrănit. Și normal că am intrat în discuție, ne interesea subiectul. Și am aflat că aici, la familia Moga, e o gospodărie mai mult decât serioasă. De unde e ideea asta, domnule Moga? Ideea a venit din, eu știu, cred că din, de când m-am născut, părinții mei au avut animale și au prins drag de ele. Și de câțiva ani la pensie, a zis, hai să facem și noi, să ne ocupăm cu creșterea animalelor așa, pentru gospodărie. Și am început cu câte 1-2 purcei, apoi ne-am extins, ajungând acum să avem 20 de purcei și porci mari, cu dorința de a extinde această ocupație. Avem găini, avem gâște, iepuri, prepeliță, pui de carne, de toate ce are o gospodărie, omul în gospodăria lui. Acum, trebuie să vă întreb și asta. Eu știu că, nu știu, parcă avem noi așa ceva în gena asta românii, să ne uităm peste gardul vecinului. De ce nu pot să facă mai mulți ceea ce faceți dumneavoastră? Nu-mi dau seama de ce chiar aici, în localitate la noi, s-a redus foarte mult numărul animalelor, porci, vaci, foarte, foarte mult. Deci toți care au avut, au vândut, în loc să dezvolte, să crească mai multe. Și atunci am zis, hai mă, să ne ocupăm noi, dacă ceilalți vând, hai să punem noi să le dăm mâncare la oameni dacă au nevoie. Dar e atât de greu să te ocupi de toate? Nu. Nu este greu deloc. E greu, probabil, cei care au pământ mult și n-au utilaje să întrețină, să semene, să are și așa mai departe. Dar să te ocupi de 20 de porci și găini și ce mai avem noi aici, nu e greu deloc, e chiar frumos. E plăcere să faci această activitate. Și între noi fie vorba, e și, hai să spunem, o mică afacere. Da, sigur, pentru că din numărul ăsta de porci, o parte se vând ca să cumpărăm porumb și ce mai trebuie pentru creșterea altora care urmează. Acum, de exemplu, am 4 scrofițe la 70 de kg la 5-6 luni, care vreau să le dau la montă ca să facă producție pentru toamna asta care urmează. Și atunci, din ce vând, cumpărăm produse și ținem mai departe. Mai păstrăm și noi 1-2 porci pentru copii, pentru familie și în felul ăsta ne desfășurăm viața. Am văzut că v-ați făcut și o moară? Da, da, da. Păi era necesară, că tot ne rugam de vecini să macine porumbul și grâul și ce mai cumpărăm noi. Și atunci am făcut o moară, uite, ne-am făcut și o afumătoare
Am zis că trebuie să avem condiții unde să păstrăm dacă tăiem porci. Și, da. Eu mai am o întrebare, pentru că, uite, ne-am apucat. Asta e, eu știu, poate și greșeala mea. Cum e cu prepelițele? Greu? Nu, prepelițele sunt cel mai ușor. Curățenele, vine ginerile, el se ocupă de prepeliță și chiar și de porci. Le face curat, le măcinăm cu moara care ziceați că o am și le punem mâncare și apă. Și ele fac ouă. În fiecare 24 de ore luăm câte 40-50 de ouă. De la câte prepelițe? La vreo... Deci prepelițe ouătoare sunt vreo 150. Restul sunt bărbătuși. Deci vreo 200 în total sunt. Da. În felul ăsta... Și ouăle se vând, mai ales că cu căutare acum sunt foarte sănătoase? Da. Păi se vând un cofraj de ăsta mic de 24 de ouă de prepelițe, e 7 lei. Vedeți, ouă de găină a ajuns la 1 leu deja. Așa că astea sunt foarte sănătoase și la multe boli sunt foarte bune. Nu au colesterol, fac bine la multe, multe afecțiuni pe care omul le are. Dragi prieteni, închei tot eu. Îi mulțumesc domnului Moga că a acceptat să stea de vorbă cu noi. Din pasiune se poate face o mică afacere. Important este, domnule Moga, să muncim, că de fapt ăsta e secretul. Corect. Multă lume din localitatea asta nu muncește. Eu îi văd trăind aici. Renunță la fel și fel de activități care le făceau înainte și acum nu le mai fac. Și nu înțeleg de ce. Dar se plâng că nu au, că de ce are ăla și eu nu am, și în loc să treacă la treabă. Asta e important. Să trecem la treabă. Ăsta e secretul. Un om venit de la oraș poate să facă treabă la țară. Noi, acolo în mediul rural, uneori, nu știu, poate am uitat un lucru important. Să muncim. Am înțeles că pământul e destul de rău pe aici. Da, e foarte erodat. Pământul erodat nu mai se face ce s-a făcut odată, pentru că bătrânii pe vremuri nu aveau unde munși, munșeau la țară și pământul lor exploatat până lor erodat. Adică la ultima picătură de amar. Trebuie să fii foarte bine gospodar, să fii orientat la ce pui în pământ ca să-ți producă, că în felul, dacă nu pui ceva ce nu produce, n-ai rost că ai muncit degeaba. Și atunci nu rămâne decât pași pe lângă casă să mai faci câte ceva. Să pași pe lângă casă ce mai putem și pași și mai pipășunatul pentru vițe, pentru... Nu, ce poate ține omul pentru animale care îți decurce. Și ce mai țin oamenii pași până stejerel, până lungoi? Dom'le, toată lumea să vadă că forța de muncă îmbătrânită. Și cei tineri nu le place să stea la țară, le place să stea la oraș. Și atunci toată lumea se întreabă, oare de ce nu e așa? Datorită acestui fapt, pentru că forța de muncă e foarte îmbătrânită. Și cei care sunt tineri caută să-și facă cuibul oraș prin faptul că e mai ușor, mai bine trăiește acolo. Aici, uite și locurile de muncă, nu există locuri de muncă, domne. Dacă ar fi locuri de muncă totuși în apropierea comunii, în apropierea județului, altfel ar merge. Până a fost mina asta, Barza, asta a fost o producătoare de venituri tuturor gospodăriilor din comuna Lungo de Jos. Prin faptul că tot ce s-a realizat, ce se vede realizat, s-a făcut de acolo, de la mine, că toată lumea a avut un loc de muncă. Acum, momentul de față, cei tineri vin și cer de la bunici bani. Prin faptul că n-au unde să muncească și munca e plătită prost, rău. Cu 600 și ceva de lei la să lucrezi și ai și transportul să-l plătești, ai rămas la nimic. Și atunci, datorită acestui fapt, gospodarii ăștia care au mai rămas bătrâni, s-au orientat, să mai țin o văcuță, două văcuțe, mai vinde un bițel, mai vinde un chiu de lapte, mai vinde un ou, mai vinde un purcel. Și totuși mai recuperează din ceea ce trebuie să recupereze, pe când la oraș știți dumneavoastră cum e. Așa e, dar... Trebuie să dăm noi la țară, să ținem și pe ei. Da, așa este. Da. Aici ați făcut o treabă faină. Totul e pe seama ce-a fost mina odată? Nu. Cam și de la mină, dar cel mai mult am avut 6-7 perechi de animale. Am avut 20-20 de oi.
Am dumnei, am înduvisei, am dat boi la contract, am dat bai la contract, pentru că așa au fost. Când mergeam la Barza, lucram la Barza 8 ore, veneam de la Barza și ne opream clor la hotarul ăla lângă Visca, la coasă sau la adunat de fân sau la treburi din astea, ca să fie mulți animale, pentru că atunci aia era cerința, la contract. Aveai obligațiile față de stat, nu-ți dădea la contract, nu-ți dădea pita, nu-ți dădea zahăr, nu-ți dădea uleiul și datorită acestui fapt. S-o munce foarte mult, să știți. Și acum statul nu-ți mai cere nimic, dar nici nu-ți dă nimic. Ai. Și dacă cere, nu-ți dă. Că dacă ți-ar cere și ți-ar da, ar fi foarte simplu. Pentru că atunci tot așa ai mai recuperat ceva. Că... Da, uite, să mai dau subvenții, măsuri care pentru agricultori. Domnule, astea vin cu întârzieri mari. După ce producătorul așteaptă subvenția să o primească de la stat, producătorul e obligat să se apuce la timp, că deja bandă el subvenția în luna august și eu trebuie să lucru în luna mai. Sau viceversa, îmi dă în decembrie și eu trebuie să lucru în iunie. Aia n-am rezolvat treburile, trebuie să meargă în concordanță cu agricultura și cu ceea ce trebuie să facă. Și la animale la fel, degeaba că vin și promit, îți dau pentru cota de lapte, îți dau, nu dă nimic, pentru vaci de la altul care n-are vaci, e de 7-8 milioane, 10 milioane și ăla care le ține, nu primește. Și să știți că e o descurajare foarte mare. Datorită acestui fapt, șeptelul în comuna lungul de jos a scăzut. Și atunci noi trebuie să ne îndreptăm orientarea din nou cei care mai rămâne, în care mai avem iar spre creștere de animale, pentru că așa o altă ocupație nu poate fi să fie decât asta. Crescători de animale. Ca așa a fost de la începutul începutului. Dar acum, că tot vorbim între luncoieni, pe vremuri venea cu cisternă și-ți lua latele de acasă. Da, acum mai vine cineva? Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Trebuie să lei să-l duci la Deva, dacă vrei să-l valorifici și să câștigi o mănuță. Acum nu mai vine. Că datorită acestui fapt am făcut și o propunere. Că se putea face și luncoieni jos o fabricuță de lapte. Nu era chiar poate că la un nivel oarecare, dar totuși Luncoianu și Tejăreanu și Luncoianu din sus, Pozileanu, se îndrepta spre fabricuța de lapte. Uite că nu s-a realizat, nu s-a făcut, nu a fost investiții, nu a fost bani pentru investiții. Și nici nu a fost investitorul care să dea bani. Și nici el a să facă proiectul. Și statul nici vorbă. Nu, nici vorbă. Statul dacă poate să se bintă, că asta e o treabă foarte mare. Să nu mințim că facem și nu facem. Trebuie să te gândești fiecare, și proprietarul, și gospodarul, și negospodarul, și primarul, și consilierul, să nu scoată din gură ceea ce nu poți realiza. Pentru că datorită acestui fapt își pierde încrederea. Adică eu, dacă anul ăsta m-am mințit, pe anul viitor nu ce mai cred. Pentru că eu fac părerea că vitet coșeaș misiunea și atunci e foarte rău așa. Mai bine spui la început, asta fac și ți-o fac. Asta fac și s-o fac. Nu spun că fac versuri uscate și până la urmă nu fac niciuna. Eu am mai întrebat și pe alții, dar acum nu pot să zic niciun nume, că uite, ministrii ăștia se schimbă așa. Dacă ar veni ministrul agriculturii la Matale și ar zice, Neasa, bine, ce trebuie să fac eu ca ministru pentru agricultori? Ce i-ai spune? În primul rând, să atragă fondurile europene. Asta e în primul rând care trebuie să fac. Și să subvenționeze agricultura de la începutului, nu la sfârșitului. Că atunci dacă se atrage fonduri europene și de la agricultori, nu noi, că noi nu ne numim agricultori, cei care au 50, 60, 70, 100 de hectare de teren, e de la timp subvenția, să știți, că agricultura schimbă fața, culoarea. Și atunci nu mai zicem că agricultura e după ministru care a fost de la PDL-ul sau de la USL-ul sau de la nu știu ce. Spune, domnule, ăsta merită să fie ministru. Dar datorită acestui fapt că nu se face treabă nici acolo, ca să oriunde, că dumneavoastră știți foarte bine că lucrați la ziar, îmi fac părerea, și dumneavoastră știți tot ce treburile mai bine decât noi. Dar să știți că asta e treaba. Nu se atrag fondurile europene la timp. Și nu s-au retras nici de un guvern, nici de un guvern. Nu putem să lăudăm nici de un guvern că a făcut mare ispravă pentru agricultură. Agricultura în țara românească, că pe vremuri, dumneavoastră știți foarte bine, din agricultură trăia țara românească. A fost pe Europa primul grânare a Europei, nu? Și acum vin aduși la europeni, merge cu brânzi la turci, un ardei cu un leu și îl vindem în România cu oblei. Dar dacă statul român ar judica sub altă formă, domnule, trimit 5 containeri, un vapor întreg, să aduc ardeiul de acolo cu un leu și să-l vând în țară cu 2 lei, ar scădea problema pe care există pe piață. Și atunci n-am mai spune că
să face evaziune fiscală sau alte treburi. Astea sunt problemele care ne frământă pe noi. Lasă-l, mă, cuști! Hai, caprile, hai! Hai, bă! Învățați să vină când bateți pe tabla aia. Întotdeauna când vin din pădure, le dau grăunțe. Și... atunci e un semnal că se apropie grăni... Da, 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 da. No, bun, și acum să pornim la așa, să povestim un pic cum e viața la țară. Viața la țară e și grea și frumoasă. Care e partea grea? Partea grea că muncești și nu... cum să zic, nu... Nu câștigi, da. Și partea faină? Partea faină, ești liber, ești, faci ce vrei, ești pe natură. Ce înseamnă gospodăria lui Dănuț Daci de la București și Bradului? Gospodăria mea e alcătuită din 5 vaci, 50 de capre, o porci, 10 iepuri, de tece pentru tăți, pui, găini. Și ești cam sluga lor. Asta e, trebuie să muncim, că altfel... Bun, hai să vorbim un pic despre capre. De unde e ideea asta? Că am înțeles că ai avut oi înainte. Da, am avut oi. Am avut 160 de oi. Și am fost nevoit să le dau pentru că n-am avut cu cine lucra. Oamenii care cumpăram pășunii au cerut din ce în ce mai mulți bani. Nu mai aveam unii rețânia. Care vreau de dea, care nu, nu. Nu au animale, subvenții o luau ei de la stat... N-am mai avut efectiv unde să-mi desfășur activitatea. Și am fost nevoit să mă restrâng cât pot să muncesc pe terenul meu și să mă duc înainte. Mai ușor cu capra decât cu oile. Tot aceeași muncă-i, tot aceeași. Nu mică, mare diferență. Foarte multă lume se plânge de valorificarea produselor, mai ales la capră. Așa-i? Da. De exemplu, fac brânză vacă cu capră. Și la comandă fac și capră goală. Care nu trece, la porci, îl dau lapte la porci, nu, laptele de la vaci. Am puțini abonați, 2-3 abonați. Restul, la porci. Și abonați unde? Aici, pe în sat sau la oraș? La oraș. Gura Barză, Crișor. Zici că oamenii de pe aici, pe în sat, nu prea mai cresc. Nu prea cresc animale, dar nu cumpăr nici lapte. Nu merge. Laptele la porci, la Crăciun vând porcul, dacă îl vând, dacă nu, rămân cu el. Asta e. Și iezi, mai vin să mai fac vișle de capră. Să fac vișle de capră, dar prea puține. Pentru că de pe capră este puțină carne. Și prețul e mare și nu. Care fac vișle, fac din alte astea. Apoi mai știm și noi. Dar sunt oameni care încă mai păstrează tradiția. Păstrează tradiția și fac numai capră cu oaie. Puțină vită și porc puțină. Normal, vișla e de capră. Să fac prima dată s-a făcut vișla de capră. O, Doamne, cu toată zdroaba asta, sau toată zdroaba, merită? Merită. Eu cu nevasta, pe lună câștig, într-o lună câștig mai mult, într-o lună câștig mai puțin. Dar câștig cât pot să trăiesc. Cât pot să trăiesc, câștig. Câștig. Cam cât trebuie să lucrez? Pe la ce oră te trezești? Când a pus să te pui în pat? Asta e o problemă mai dichisită. Dimineața la 5, seara la 11:30, 12. Ai inclusiv sâmbătă, duminică, sărbătoare, aia nu se pune în problemă, aia zi. Da. Acum știu că sună așa de ciudat, eu știu ce înseamnă viața la țară. Așa că câte un concediu mai apuci, să-ți iei. Domnule, da. din 31 decembrie până în ianuarie. Atât concediu. Da, ai schimbat viața asta cu alta de oraș? De... Nu. Nu, orașul nu mă încântă și nu m-am gândat niciodată. Nu. De unde a venit aceea? Că vorbim cu doamna așa până ajunserăm aici. Că numai de vreo 10 ani a venit la București și Bradului. De 12 ani am venit aici. Din Mihail Angeluc. Și am venit aici și mi-am făcut o gospodărie și... Mergem înainte. Nu-i teren. Dacă ar fi teren, am progresat mai mult. Și nu mai găsești
forță de lucru, de muncă. Nu mai ai pe cine chema la să te ajute, altceva să-l plătești, nu. Nu, 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 nu. Și de pe aceea a plecat tineretul? Tineretul a plecat, a plecat. A plecat, au servit ceva pe la oraș, a plecat. Și la culeze căpșuni? Și la culeze. De ce să nu recunoaștem? Pentru că vrând nevrând, ne place sau nu ne place, foarte mulți tineri au plecat de prin zona asta. Deși, uite, s-ar mai putea face câte ceva și acasă. Dar tineretul nu mai vrea să lucre. Tineretul e gata. Discoteci, petreceri, nume, nume. Tineretul nu vine să stea la capră, să stea la oaie, să stea la vacă, la nimic. Nu, nu, nu vine. De ce ar trebui? S-ar mai putea schimba ceva din mentalitate, să-i atragem înapoi către sat? Nu știu, ar trebui, nu știu cum să zic, să ajute statul și cineva să-i îndrume, că și aici se poate trăi. Și aici se poate trăi. MAP, mașini agricole performante. Unic importator al tractoarelor SAME, Deutz Fahr, Lamborghini, vă pune la dispoziție o gamă largă de tractoare și utilaje agricole la prețuri promoționale și condiții financiare atractive. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm la colaboratorii noștri județeni sau la sediul nostru zonal din Arad. MAP are totul pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Ai un eveniment deosebit în viața ta? Vrei să-l sărbătorești cum se cuvine? Răspunsul este simplu: Casa Blanca! Restaurantul Casa Blanca din Băcia vă așteaptă să petreceți momente de neuitat într-o nouă clădire modernă și amenajată, astfel încât evenimentul tău să fie unul cu adevărat deosebit. 230 de invitați, se pot simți extraordinar aici, iar dacă vrei ceva special, atunci trebuie să știi că oferim și jocuri de artificii, atât de interior cât și de exterior. Casablanca Băcia, mereu mai buni! Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat în lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișor. Asta chiar au gust, mă! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Valentin, așa cum îți promiteam la Indagra, am venit să văd ce înseamnă exact, cât ai zis, 100 și ceva de hectare. 100 de hectare și în timp ce decurg lucrurile, ce trece timpul, mă bate gândul să mai iau până la 100-120 și de acolo încolo nu mai merg, că e prea mult de lucru. Să mai lucreze și alții care încă nu fac nimic momentan. Dacă ziceai tu la București că agricultura nu prea e pentru puturoși. Nu, nici de cum. Pentru puturoși mai bine să stea, să doarmă sau să facă altceva decât să lucreze. Pentru că ori pui mâna pe treabă, ori dacă nu, în agricultură să îi necesită muncă multă. O solă, hai să ne uităm așa, asta are... Cât, vreo 10? Nu, asta am aici, ai parcela de 4 hectare și 6 ari. Deci e chiar toată? E toată, cât se vede, inclusiv cât pască oile, dar... Eu mă uitam mai larg. Am în jurul, aici e Sânt Petru, zona Sânt Petrului, am în jur de 40 și ceva de hectare, care lucrez momentan. Și e posibil să crească în funcție de cum proprietarii caută să... de terenul în arendă, pentru că nu are rostul să-l țină nelucrat. Așa ar fi normal, așa... Eu tot aștept să vină ăștia cu legile alea în care să-i mai tragă de urechi pe aia care chiar nu lucrează pământul, sau nu, îl lasă la
cine chiar vrea să lucreze. Este mult teren pe aici care nu-i lucrat și nu din alt punct de vedere, dar din punctul de vedere pentru că omul e dezinteresat. Sau nu știu ce or fi făcut cu programul APIA, or dat niște subvenții aiurea pentru pajiși temporare și nu-i niciun randament în lucrurile astea. Subvențiile alea care eu am zis cam tot timpul, că subvențiile pe nemuncă. Subvențiile pe nemuncă, da. În principiu că dacă mergem în alte țări, începând din Ungaria încolo, se vede că terenul este lucrat. Și la noi s-au lăsat lucrurile așa moarte, ori dat niște condiții care i-au dat oportunități la oameni ca să poată să mușamalizeze lucrurile și au rămas mult teren nelucrat. Dar eu nu mă aș duce încolo prea mult înspre vest, eu mă duc o țară înspre est, mă duc în județul Alba, unde dacă ai trecut pe acolo ai văzut că e cu totul și cu totul alta situația. De ce oare? Nu știu de ce, nu pot să mă pronunț. Problema este că e și dezinteresul organelor competente pentru așa ceva. Eu cred că ar trebui să pună mâna și ei pe treabă, inclusiv și noi agricultorii. Și acum între noi fie vorba, aproape că ar putea pune, să pună mâna un pic și pe bici, apropo de legile alea de care tot se lăudau cu terenul nelucrat și care văd că tot pe însertare zac. Păi, în procedură la noi mai multă vorbă decât lucru. Și întotdeauna se spune că peștele se împute de la cap. Dacă ei, care sunt competenți pentru așa ceva, nu fac nimic, așteaptă de la noi, care suntem mai mici agricultorii, care suntem cu sapa. Apoi și cum, lasă-mă, cu competența mai lasă-mă în pace, că să stai cu fundul pe un scaun acolo, pe un fotoliu, nu înseamnă neapărat competență. Dar hai să-i lăsăm pe ei, să vedem ce înseamnă viața fermierului Valentin Simina. De la ce ai pornit? Eu am lucrat la domnul Prială la Nălaț, eram un simplu tractorist și de la un om extraordinar, care pot să spun că și în momentul de față e un om extraordinar, și cine o lucra la respectiva persoană nu se poate plânge de nimica. Și am lucrat, am plecat cu 2,5 hectare, deși nu aveam tractorul meu, lucram cu tractorul dânsului și îmi reținea contracost din salarul care mie îmi revenea, îmi reținea lucrările. Și așa am început, de la 2,5 hectare, am ajuns la 5 și când am ajuns la 5 hectare m-am cumpărat eu un tractor de 65 și acum, în momentul de față, lucrez cu utilaje performante și care lucrez 100 de hectare de teren. Utilaje, de fapt, motivul pentru care ne-am întâlnit la București, că încă mai vrei. Da, aș vrea să mai iau un tractor. Chiar cu 10 minute înainte de a veni dumneavoastră, mi-a sunat domnul Dan Mureșan ca să discutăm despre cum să procedăm să mai iau un tractor de 90 de cai. Suficient pentru cât ai tu acum. Deci am unul de 110 cai, am toate utilajele necesare care îmi sunt, mai trebuie o presă de balotat care aș vrea să merg și pe producția de soia, după care o să resturile vegetale o să le balotez pentru nutreț. Și ceea ce mă implică și mă bate gândul e să fac și o mini fermă de vaci cu timpul, dacă o să fie bine. Timp sănătos. Eu voiam să întreb un pic mai încolo, dar dacă tot ai adus vorba, discutăm acum. Ce ai pus pe astea 100 de hectare? Am undeva la 73 de hectare de porumb, am avut vreo 20 de hectare de grâu și restul am avut cartofi, legumicole din astea lante până la 100 de hectare. Bănuiesc asta pentru mai mult pentru consumul propriu. Da, ce am pus, cartofii, nu sunt producător de cartofi, dar pentru consumul propriu mie mi-e suficient. Acum am început să merg pe producția de rapiță și vreau să schimb cultură de ceapă, cultură de cartof, nu prea mare, dar undeva la 2 hectare vreau să plec cu 2 hectare de cartofi, plus și un hectar, maxim 2 de ceapă. Soia și rapiță și pe urmă, după care grâu și porumb. Cum a fost recolta? Recolta aici în zona Sânt Petrului a fost foarte bună. Sunt și locuri unde nu a fost prea productiv, dar în mare parte aici a fost bună. În schimb, pe unde am pereia, e pământul mai nisipos, mai petros, acolo nu a prea dat randament. Dar, în principiu, eu sunt mulțumit, pentru că dacă nu am pierdut nimic,
Asta e important la un agricultor, chiar să nu piardă ca să dea înapoi. Dacă are cât de cât propășire, merge înainte. Prețurile bune? Prețurile deocamdată sunt acceptabile în funcție de cum a fost seceta, ori crescut față de anul trecut și eu sunt mulțumit până în momentul de față. Da, ca să mai ții așa cum mai fac și alții, până când o fi și prețul un pic mai ok, ai unde să-l depozitezi? Da, am acasă, m-am făcut un șopru, momentan în stoc am 100 și vreo 30 de tone și între care mai recoltez ce mai am de recoltat, după care vreau să dau și arenda la oameni, la proprietari, că așa este bine și frumos ca să ne achităm, să fim fiecare curați și de acolo încolo mai departe. Păi, nu te-ai gândit că firma la care ne-am întâlnit noi are și ceva proiecte astea cu silozuri, cu așa? Nu că nu m-am gândit, e o idee foarte bună, dar problema e că îmi place să mă calculez foarte bine și nu vreau să mă arunc să fac cumva o nefăcută, cum spunem noi românii. Mai bine să ne tragem plapăma atâta cât îi și dacă cumva în timp să mai mărește, atunci putem să facem și lucrurile alea. Nu, că e bine să ai cam tot ce trebuie și printre asta ai și spațiul ăsta de depozitare foarte, foarte important, mai ales un siloz performant în care chiar nu mai ai probleme cu păstrarea recoltei. Momentan nici nu mă bate gândul că dacă în cazul în care nu mă ajunge să bag la mine în șopru, am un prieten bun care acum și-au făcut silozurile, încă nici nu-i finalizate, doar peste o săptămână jumate și mă înțeleg foarte bine cu el, dacă e necesar mă ajută el în privința asta și așa e bine noi agricultorii să ne înțelegem bine. Hai să mă întorc, uite, între timp veni bijuteria. Da, între timp a venit și tractorul pentru ca să descărcăm și ne facem treaba, ca agricultori trebuie să muncim. Utilajele tale, tractor, remorcă, tot. Ce am mai găsit prin curte? Nu venim astăzi și acasă, dar venim noi odată. Dacă ne-am duce, ce am mai găsit pe acolo? Deci, în principiu, găsesc toată gama de utilaje. Tot ce este necesar pentru un agricultor. Am mai mult nimic. Da, atunci nu ne rămâne decât să-ți mulțumim. Deocamdată să nu te mai opăcim foarte mult de la lucru, că încă mai ai un pic. Da, ajungem și acasă. Nu știu dacă acum, dacă la primăvară, dar cu siguranță venim să vedem ce înseamnă, de fapt, și gospodăria. Că ferma e una, pământul e una, dar și acasă acolo. Că îți trebuie liniște, îți trebuie să ai locul ăla unde să te mai și relaxezi. Acasă mai este fermă, este de lucru, este, dar avem timp și de relaxare. Avem timp, că dacă nu-ți faci relaxare, nu poți să muncești. Mulțumim, fain, Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne, ai sănătate și vă doresc toate cele bune. Mecanizatorul, o verigă foarte importantă în agricultură. Demeter, trăiești practic din chestia asta. Cum se vede agricultura, viața de pe combine? Păi, cum se vadă? Pentru mine e ceva normal, nu e ceva diferit. Nu, e o meserie ca oricare alta. În afară de combină, am înțeles că ai practic toate utilajele și prestezi servicii agricole la toți cei care solicită. Da, da, da. Păi am cam tot ce se lucră la pământ și în agricultură. Câte lume mai lucrează pământul la modul foarte serios? Câte lume mai apelează la un mecanizator profesionist? Păi la noi cam nu se mai prea lucră, că nu te ajută nici vremea, în primul rând. Și scumpe lucrări, scumpe combustibili, sunt foarte scumpi, piese de schimb scumpe și noi trebuie să mărim prețul. Dacă, nu, scumpe combustibili, scumpi, nu. Și te încurcă mult toată seceta asta, uscăciunea asta, pentru că se strică des utilajele. Da, enorm. Reparațiile le faci singur sau trebuie să apelezi la rândul tău la alții? Păi singur, noi, eu am școală de mecanizator și mai apelez și la alții care, nu, pentru piese, pentru, nu. Acum, se mai fac școli de mecanizatori, că eu n-am mai auzit. Nu. Ai făcut-o mai de demult? Făcut-o mai de demult, da. Și sunt mulți, așa din câte știi tu, sunt mulți care mai știu meseria asta la modul foarte serios. Nu prea se mai practică, mai ales tineretul e la pământ, nu umblă după așa ceva. Deși agricultură și după... Deși, eu știu, un trai decent poți să-ți asiguri. Da, normal, un trai foarte bun. Nu, dar aici sunt condiții mai urâte, e praf, e...
Da. E praf, e noroi câteodată? Praf, e căldură, e noroi, e... în funcție de ce lucri. Loga, hai să continuăm discuția. Am ajuns la turma ta. Ce oi ai aici? Deci am brează de Valea Jiului. E autentică. Am vrut să văd dacă se poate adapta la colinele noastre aici, pentru că brează de Valea Jiului este o oaie mixtă de carne și de lapte, sunt oi mari, oi grele. Și am vrut să văd dacă se poate adapta la zonă și s-au adaptat foarte bine. Am în jur de vreo 300 de oi. E multă muncă cu ele. În primul rând trebuie să-ți placă. Și în al doilea rând trebuie să mai și citești un pic și foarte multă muncă, dar dacă ai și rezultate, ai și satisfacții pe măsură. Ce înseamnă foarte multă muncă? Deci de la 5 dimineața, probabil până a doua dimineață tot la 5, și tot timpul trebuie să fii lângă ele. Trebuie să fii lângă ele ca să o simți, să vezi dacă e bolnavă, ce și-ar dori. Pe ele nu vorbesc, dar în schimb, dacă nu te atașezi de el, nu o să reușești să promovezi. Adevărată vorba aia cu ochiul stăpânului îngraș animalul. Înțeles, da, e reală. Am avut mare cinste, am lucrat într-o instituție organizată, după care am trecut în rezervă și am avut mare cinste să mă duc în Franța. Am fost la un liceu agricol, am stat vreo 3 luni și jumătate, într-o schimb de experiență, pentru că este o organizație înfrățită, Kemper, din Franța cu Sfântă Maria Orlea și prin această organizație am avut ocazia să mă duc acolo. Am avut ocazia să văd cum este acolo, am avut ocazia să văd cum lucrează fermierul francez, crescătorul de ovine. Am venit aici și am încercat să aplic ce am învățat acolo. Practic, ai anticipat cele două întrebări pe care voiam să le pun. Una, cât a contat viața ca zonă și cât contează tot ce a însemnat viața ca zonă în ceea ce faci acum? Mult. Deci, dacă nu înveți în viață să fii ordonat și disciplinat, nu rezolvi nimic. Deci una din marile criterii ale vieții este ordinea, disciplina. Să fii un om ordonat. Dacă ești un om ordonat, și pe mine m-a avantajat foarte mult faptul că am lucrat 25 de ani în armată, un lucru extraordinar, și am învățat să fiu ordonat și asta este. Și multă muncă. Și acum vine celălalt aspect foarte important, despre care iarăși discutam înainte de a începe înregistrarea. Acel schimb de experiență din Franța. Dacă ar fi să iei ceva de acolo, care ar fi primul lucru care l-ai pune în practică aceea acasă? Deci, prima dată ce aș lua de acolo, de la francez, nivelul de cultură al fermierului. Deci, fermierul francez îmi face foarte mult. Fermierul român este dureros, să spun, probabil nu-i dornic. Documentația este. Deci documentația asta avem specialiști în domeniu, dar trebuie să învățăm, să cunoaștem ceea ce vrem să facem. Dacă nu studiezi despre ceea ce vrei să faci, nu faci nimic, să știți. După ureche nu se rezolvă nimic. Este carte, avem specialiști, înveți și încerci ceea ce înveți să transpui în viața unde stai tu, în zona ta, să adaptezi la zona ta. Pentru mine a fost un foarte mare avantaj, sincer. Prima dată când m-am dus și m-am uitat acolo, stând cu ei, o lună de zile, practic vorbeam singur, nu venea să cred. Unde sunt ei și unde suntem noi. Noi, practic, acum suntem pionieri. De 20 de ani am încercat să facem ceva. Dar ei au foarte multă experiență. Și sunt dornici de ajutor. Deci, numai faptul că i-am solicitat, ei sunt dornici. Vin în zonă. La mine vin în fiecare an. Deci, sunt o legătură foarte strânsă cu cei cu care am fost acolo. Vin anual la ei să vadă ce am făcut. E distanță foarte mare, 3000 de kilometri. M-ar sprijini foarte mult. Nu material sau financiar. Deci mă sprijină, mi-a aduce cărți. Am marea cinste, am învățat limba franceză și pentru că dacă nu vrei să comunici, nu, și e un avantaj foarte mare. Și le-am arătat oile noastre pentru că ei își promovează, fiecare zonă are rasa ei, la care ține foarte mult. Și am zis atunci către fiul meu, cu care mă consult foarte mult și am un sprijin foarte mare de la el, lucrează și el tot într-o instituție a statului, dar mă consult foarte mult și mă sprijină și am zis, bă, tata, hai să încercăm să promovăm rasa de oaie țurcană de Valea Jiului. Sunt niște rase extraordinare, le vedeți, uitați-le aici, sunt oi tinere, sunt foarte valoroase, dar e multă muncă, să știți, foarte multă muncă. Uite, le vedeți, le simt că-s lângă ele, pe cuvântul meu de onoare, e o plăcere, pe cuvânt, deci este o plăcere să stai, dacă o faci cu plăcere, munca e fantastic. Uitați care e satisfacția, ele dacă m-au simțit, aici stau lângă mine. Acum, știu, că sună un pic ciudat, nici nu trebuie să-mi răspunzi la întrebarea asta. Știu că e greu să te desparzi una dintre ele. Care a fost cel mai bun preț care l-ai obținut pe o oaie? Aici, pe cuvântul meu de onoare, fără falsă modestie, deci am vândut pe ales, sincer vă spun, foarte multă lume nu mă crede, am vândut cu 500 de euro bucata.
dar eu știu de ce am cerut 500 de euro, sincer, pentru că investesc foarte mult. Eu fac un calcul zilnic cât investesc, cât cheltuiesc, motorină, coasă, transport, lucru cu oamenii, medicamentele, deci foarte multă muncă, sincer vă spun, sincer. Și eu știu de ce costă, pentru că am investit ca să... Și dacă n-ai măcar un profit de 15% din ceea ce asta, nu are rost să te ocupi de afaceri. Așa este. Ai văzut ce înseamnă viața fermierului din Franța. Știi ce e viața fermierilor din România. Și vorbeai de cheltuieli. Cu cât vă ajută subvențiile care se dau aici în țară? Care e nivelul subvențiilor acolo? Pentru că sunt convins că ați discutat și despre asta. Deci, nivelul subvenției la francez este, din ceea ce oferim noi, statul român, nu se compare. Deci, la ei, agricultura e subvenționată undeva la 70%. Și statul la ei se implică foarte mult. Cum am zis și înainte, ei sunt asociați. 5-6 fermieri sunt asociați, pentru că mi zicea francezul Loghin, cât ai fi de deștept, niciodată nu judeci ca 5 oameni. Și la ei statul se implică foarte mult. 70% din ceea ce este statul francez îi subvenționează. Și la noi. La noi este un sigur handicap cu subvențiile astea și nu știu de ce. Primim subvențiile trunchiat. Pe lângă faptul că e o sumă mică, e undeva la 45 de lei de oaie, e mică, sincer, e mică suma, dar e bună. Totuși, îi primești trunchiat de 2-3 ori. Deci nu te poți practic folosi de ei, pentru că îți faci un calcul. Mă, eu vreau să cumpăr furaje, deci eu am cumpărat anul ăsta. Până acum am cumpărat 10 tone de porumb, boabe, am găsit la un preț foarte bun, undeva la 100 de milioane, deci la 10 milioane tona. Furaje am vreo 2000 și vreo 700 de baloți de fân și de lucernă. A fost un an cam greu, deci a fost un an secetos. N-am prea reușit să adun o recoltă de furaje chiar așa de bună pentru, și bogată pentru ce ar trebui la ele și atunci suplimentez cu porumb. Dar dacă aș primi subvențiile, din moment ce le primești trunchiat, cel cu care faci control la rândul tău să-ți dea furajele și el are nevoie de bani, dacă îi dai bani în 2-3 etape, la o diferență de 2 luni, l-ai terminat și pe omul ăla și te termini și tu, e foarte greu. Aici ar trebui să se umble un pic, dacă se poate reuși, sperăm în mai bine în viitor, că tot așa trăim cu speranțe de atâția ani, ca măcar subvențiile astea micuțe care sunt pentru agricultură, dar să se dea totodată și dacă s-ar putea să se dea la început de an. Că nu își face un calcul, domne, anul ăsta vreau să fac asta am nevoie de. Că și eu în funcție de... Deci eu v-am zis, oile le simt de plăcere. Sincer vă spun. Dar e și o mică afacere de familie. Și atunci eu îmi calculez. Mă, primesc subvenție atât, am nevoie de atâția bani, vând atâtea oi, te dai după prietul pieții, am un preț puțin mai ridicat. Chiar v-am spus, pentru ce? În primul rând, pentru că e țurcana autentică, care s-a adaptat aici la zonă. În al doilea rând, e foarte multă cheltuială, foarte multă muncă. E multă muncă. Prețurile foarte mari la carburanți, la piese, prețurile foarte mari. Și atunci ești nevoit, cu toate că știu că e greu. Omul de rând săracul nu are bani. Deci eu am reușit, am încercat anii trecuți să-mi vând brânza. Și am făcut un calcul să vând cașul undeva la vreo 15 lei kilogramul. Pentru foarte mulți oameni de rând venea și cumpăra un kilogram sau două. Eu făceam pe săptămână în jur de 500-600 de kilograme. Vindeam la piață în jur de 100 de kilograme. Vindeam cu 300 de kilograme, mă rugam de cineva să mi le cumpere, de un agent economic. Când mă rugam de el, agentul economic, bă, nu pot să-ți ofer atât pe kilogram. Eu am un calcul făcut, undeva la vreo 12 lei este cheltuială, pe kilogramul de caș este cheltuială. Și am zis, am 3 lei beneficii. Nu ia, e greu. Deci, și atunci m-am adaptat la viața asta de piață, nu mai mulg oile, țin miei de până pe altul, nu mai le verific și vând miei. Sincer, datorită și dumneavoastră, am mai filmat la mine aici, mi-am făcut o imagine, am foarte mulți. Deci n-am miei să vând cât am oameni care ar dori să-i cumpere. M-a zis, mă despar greu de ei pentru că investesc foarte mult și mi-e drag, eu le țin, uitați-vă, le vedeți? Am zis, dacă stăm pe dimineața aici stau lângă noi, pentru că ele ne simt. De ce mai simte? Ea simte că, cum simte și acest animal, că ți-e drag. E mult, sincer, pentru fermierul de rând. Și asta vreau, aici în zonă vreau să sunt mulți tineri. N-au ce face, industria nu prea este în zonă. Și l-am explicat la băieți, am încercat cum să-i atrag încet, băi, poate să dau 400 de mii sau 500, 50 de lei pe zi. Hai, ajută-mă, te rog frumos, la fân. Hai, ajută-mă. Am încercat să stai ca să... Și mi-a zis, băi, nelogăne, cum este? Bă, zic, e un pic greu. Zice, și mie mi-e dragi. Bă, te vii, îți dau 4, 5.
și începi, pentru că e o afacere. Dacă nu muncești, nu faci nimic, din cer nu cade nimic. Trebuie să învățăm să muncim. Noi n-am învățat. N-avem studiul muncii, este dureros, n-avem cultul muncii. Deci trebuie să înveți să muncești și dacă asta... Și pentru că se promovează, v-am zis și înainte, zona noastră este pentru creșterea animalului. Oriceva nu poți... Aici nu sunt terenuri de sute de hectare să faci agricultură performantă, pentru că nu se face, solul e sărac. Cu astea poți trăi, poți să ții vaci, poți să ții... Mai ales astăzi poți să-ți aduci tot ce vrei sufletul tău. Sunt și sprijinul nostru. Poți să aduci vaci de dincolo ca să se adaptează aici, poți să aduci oi de dincolo. Eu am încercat să aduc din Franța oi de carne. Și eu acolo două rase, unde am fost eu, Texel și Suffolk, au irlandeze. Dar problema la noi aici ar fi cu boala de unghi. Deci solul este moale și oile alea sunt învățate pe sol tare. Și la solul moale se îmbolnăvesc și cheltuiești foarte mulți bani și nu ia dacă îi scăpă. Și bolnavă oia nu acumulează, nu acumulează pe aia. Și am încercat pe tine să-i atrag pe lângă noi și sper să ajute Dumnezeu să aibă plăcere să facă. Sincer, sper. Loghine, îți mulțumesc. Cu siguranță îmi reveni. Aceea, încolo, către primăvară, pe când fată. Oițele, să vedem și mielușei. Deci, am fătătoare în jur de 200, cam vreo 150 fată doi. Deci asta e oaia. O să avem ce vedea. Vă aștept cu cea mai mare plăcere. În care semănăm roșiile, pentru că nu le plantăm, le semănăm. În felul ăsta ele din semințe deja răsărind în pământ se obișnuiesc cu natura solului care aici la Petre nu este chiar cea mai fericită, deci se obișnuiesc cu solul și în felul ăsta devin mai viguroase. Dacă le pui plantule sunt un pic în suferință și atunci la momentul plantării semințelor noi înfigem și ca semn de recunoaștere, dar și pentru ulterioară protecția plantei, câteva nuiele de salcie. Când răsar plantele, nuiaua de salcie crește și ea, astfel încât, așa cum știți, salcia este prima sursă de aspirină pe care omul a găsit-o în natură, deci conținutul de acid salicilic al sălcii este un protector pentru roșii. Pe urmă, tot pentru roșii, practicăm în mod ecologic tunderea frunzelor de fiecare dată când ele se pătează sau se usucă, inclusiv tunderea frunzelor de la bază ca să nu atingă solul și prin sol să se contamineze restul de plantă și specialitatea bunicuței noastre, care se ocupă și care este îndrăgostită de cultura de roșii, ea face o infuzie de urzică, cu care apoi se stropesc plantele împotriva dăunătorilor. Mihai Senior, ce înseamnă de fapt această afacere? Ce să vă spun eu, cine nu ține oi nu știe ce e afacere. Cine ține oi o să vadă ce înseamnă afacere. Căutându-se în buzunar după Batistă, cred că de bani. Dar asta trebuie muncă 24 din 24. Dacă s-ar putea să fie ziua de 25 de ore, parcă nu s-ar ajunge nici atâta. Cam cât trebuie să lucrezi? Pe la ce oră te trezești? Când apuci să te pui în pat? Asta e o problemă mai dichisită. Dimineața la 5, seara la 11:30, 12. Ai inclusiv sâmbătă, duminică, sărbători, aia nu se pune problema, aia e zi de zi. Da. Acum știu că sună așa de ciudat, că știu ce înseamnă viața la țară. Așa că te un concediu mai apuci, să-ți iei. Domnule, da, da. din 31 decembrie până la 1 ianuarie. Atât concediu. Noi avem o vorbă. Oaia, de când se gurește de ziua și până se noptează, trebuie să fii tu lângă ea și ea lângă tine. Când ai întors spatele, nu-i mai a ta. Tot timpul trebuie să fii lângă ea cu zi, cu noapte și ea atunci îți dă. Dacă tu o ajuți, ea îți dă. Nu, nici de cum. Pentru puturoș mai bine să stea, să doarmă sau să facă altceva decât să lucreze. Pentru că ori pui mâna pe treabă, ori dacă nu, în agricultură să îi necesită muncă multă. Este o viață în mijlocul naturii, este un trai sănătos, decent și nu lipsit de venituri. Omul harnic de la sat nu are voie să ducă lipsă și omul harnic de la sat nu duce lipsă.
E drept, nu se plimbă cu nu știu ce mașină foarte scumpă. E drept, poate nu-și face concediu nu știu pe unde, dar nici nu-i lipsește de pe masă o hrană sănătoasă. Ăsta este fermierul român și asta trebuie consolidat, să se știe că având față orientată spre sat, nu vei duce lipsă. Toată lumea trebuie bani jos, cum să zic. Azi a lucrat, azi trebuie. Munca asta vin bani în timp. În timp nu vine nimeni, nu-ți dă... Ai lucrat azi și pe seară primești banii. Eu poate vând o fată vacă azi, vin vițelul pe sătii luni. Eu atunci primesc bani, eu nu mai primesc. Și de multe ori n-am unde-l vinde. Asta e problema. Noi știm că fermierii sunt oameni hotărâți în tot ceea ce fac. Și atunci, când apar mici oscilații, când sunt valuri, ei nu se dau înapoi, ei merg înainte. Și au o țintă pe care și-au propus-o, au un țel, știu unde vor să ajungă. Cei mai mulți când stai cu ei de vorbă, știu, anul viitor voi avea 50 de vaci sau voi avea 15 vaci. Și acel lucru se întâmplă indiferent. Doamne ferește când te lasă sănătate, aici nu mai putem să discutăm. Dar indiferent de ce se întâmplă în jur, omul își propune și cam ajunge acolo. Și e perfect normal omul să-și facă un plan, să-și propună un lucru și spre el să bată. Chiar dacă nu ajunge 100% la rezultatul propus, dar e pe acea traiectorie. Și din acest punct de vedere, eu cred că fermierii noștri, fermierii români, au un mare avantaj. Sunt hotărâți. Problema ar fi dacă ar fi și oamenii uniți aici să fie și nu fiecare cu peticul lui, un petic mic nu pot să trec, nu ăsta. Nu, uniți, toată lumea uniți și atunci altfel armeie. S-ar mișca cât de cât. Să ne punem de acord și noi în primul rând, noi să fim o forță și guvernanții să înțeleagă. Și oierii adevărați din zona de munte să se alăture acestei federații sau măcar acestui principiu care îl ducem noi în față, pentru că altfel nu facem nimic. Miniștrii vin, pleacă, guvernele vin, pleacă, noi rămânem. Și pentru mine, care deja sfârșit prin toate astea, aș zice că, domnule ministru, chiar dacă nu ne ajut, măcar să nu ne încurci. Să fac fel și fel de proiecte agricole, înțelegeți? Dar până nu ne ajută nimeni. Noi avem numai piede și hârtogărie, hârtii multe. Hârtii, pe ce faci cu hârtiile? Eu pierd, mă duc să fac un proiect, îmi trebuie o lună și zile să umplu pe Deva. Nu, n-am făcut nimic. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne în fața unei noi întâlniri și cu câteva lucruri, sper, interesante care vin astăzi înspre voi. N-am fost neapărat în câmp. Ne-am fermit... Da. De ce? Mai trebuie să mai reglezi tu ceva. Nicu, am revenit la tine. Bine, mă. Stai să... aibă prosii pauză acolo. Dar ceea ce faceți dumneavoastră este foarte important, fiindcă dați exemple, promovați niște exemple și sigur că sunt și tineri care ar vrea să înceapă și care probabil că vor începe încet, încet. Eu zic că datorită faptului că sunt atât câmpuri, le arată mult mai bine ca nu urmă cu câțiva ani, se datorează și ceea ce faceți dumneavoastră, care este un lucru extraordinar și care arată că se poate. Bun, acum că ne-am lăudat destul, îți mulțumesc, cu siguranță am reveni și poate atunci o să am, nu neapărat curajul, dar o să zic da, mergem să vorbim chiar acolo între uițele alea care, uite ce frumos se văd acolo departe. Mulți ani faini și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi eu aș vrea să se mulțească așa de mult încât să fie tot câmpul plin de voi, da? Ajută Dumnezeu, vom merge mai departe, nu ne oprim. Vă mărturisesc. Domnule doctor, ne-am propus să vorbim astăzi despre ceea ce, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla cu puișorii pe care i-am tot cumpărat în perioada care a trecut. Mai exact despre borelioza. Nu, e greșit, despre bursita infecțioasă aviară. Da, bun, hai, iau de la capăt. Borelioza, vreau să zic că atât și pentru astăzi. O mai încerca să aflăm și alte. No. Puh. Ha. Ne oprim și pentru astăzi. Căldura s-ar putea să continue. Unii spun că ar trebui să vină și niște ploi.
om trăi și om vedea. Meteorologic doar mai poate fi încurcat începutul secerii. Cred eu. Da, poate că mai multe amănunte vom afla săptămâna viitoare. De fapt, nu numai asta. Mai am eu ceva în plan. Discutăm peste o săptămână, exact la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă. Și hai să refacem. MAP, mașini agricole performante, unic importator al tractoarelor SAME, Deutz-Fahr, Lamborghini, vă pune la dispoziție o gamă largă de tractoare și utilaje agricole la prețuri promoționale și condiții financiare atractive. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm la colaboratorii noștri județeni sau la sediul nostru zonal din Arad. MAP are totul pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second-hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Ai un eveniment deosebit în viața ta? Vrei să-l sărbătorești cum se cuvine? Răspunsul este simplu: Casa Blanca! Restaurantul Casa Blanca din Băcia vă așteaptă să petreceți momente de neuitat într-o nouă clădire modernă și amenajată, astfel încât evenimentul tău să fie unul cu adevărat deosebit. 230 de invitați, se pot simți extraordinar aici, iar dacă vrei ceva special, atunci trebuie să știi că oferim și jocuri de artificii atât de interior cât și de exterior. Casablanca Băcia, mereu mai buni! Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat în lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul la minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișor. Asta chiar au gust, mă! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi. Da, privind în urmă, ne gândim cu speranță la viitor. De săptămâna viitoare, om porni din nou pe drumurile noastre, din județ, pe drumurile din frumoasele sate hunedorene. Și om găsi și figuri noi, dar ne vom reîntâlni și cu prieteni mai vechi ai emisiunii, vom vedea cum au evoluat, vom încerca împreună să dăm un exemplu, să dăm modele, dacă doriți, pentru cei care pornesc sau vor să pornească pe un drum care, cu siguranță, în acest an își va dovedi utilitatea, pentru că avem o speranță, avem o șansă, ca națiune vorbesc aici, iar această șansă se numește agricultură. Despre asta vom vorbi. Cu modele, cu informații care să vă fie tuturor de folos. Ne revedem așadar peste o săptămână la aceeași oră și deja pot să o spun că sunt convins că mulți deja pornesc la treabă, să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă.